Au politicienii stilul ăsta de a vorbi cu nimeni? I-ați văzut atunci când sunt anchetați? Păi dacă eu sunt problema României, atunci să fiu executat. Ușor, băiete, n-a zis nimeni de nicio execuție. Spuneam doar că e bine să fii cercetat conform legii, respectând toate drepturile, nu? Dar na, așa le place lor, să se certe cu nimeni și mai ales să se alinte. Da, vai de mine! Când vezi oamenii în toată firea alintându-se ca niște mucoși de 3 ani, îți vine să iei la șuturi, nu alta. Un partid nu poate fi condus cu biciu. Și eu niciodată n-am condus nicio instituție cu biciu. Și cu dialog. Domnul Dragnea, ce aveți, domne, cu biciu? Nu zice nimeni să conduceți cu biciul, deci vă certați singur. Că mai zicem noi de vitele din politică, e? E așa, metaforic. Vite încălțate, cefe de porc, privire de viței. Ne sunteți dragi de aia. Deci vă rog eu, nu vă mai certați singur. Sau o ziceți cu biciu în sensul că vă trageți niște nădragi de piele, o șapcă de piele, câteva lanțuri, e? Nebunule, ce faceți voi acolo la Teleorman? E cert e că Liviu s-a suit pe partid și greu îl mai dai jos. Cred că nici cu biciul nu-l mai dai jos. Nu sunt ipocrit și nici copil și nici mincinos. Cu sinceritate vă spun că mă gândesc foarte serios la această candidatură și nu resping ideea de a candida, dar eu simt că partidul are nevoie de o schimbare profundă, atât din punct de vedere al abordării politice, cât și din punct de vedere al doctrinei, al clarificării doctrinei, din punct de vedere al organizării, din punct de vedere al comunicării, din punct de vedere al relațiilor interne din partid, dar relațiilor cu celelalte instituții din România, din punct de vedere al poziției PSD față de stat și față de statul de drept și față de justiție. Și față de extraterestri, și față de comunitățile de călugări din Tibet, și față de fundul oceanelor. Gata, domnul Dragnea, s-a înțeles, e treabă mare ce faceți. În sensul că serioasă. Mi-a plăcut aia cu nu sunt nici ipocrit, nici copil, nici mincinos. E, cum să fim copii, ce naiba, ne alintăm și noi așa. Ipocrit și mincinos, vă rog, aș zice să nu renunțați foarte ușor la ele. O să aveți nevoie ca șef la PSD. Sincer, domnul Dragnea, eu credeam că deja sunteți președinte. De fapt, cred că și dumneavoastră aveți aceeași impresie, nu? Sunteți deja. E, haideți că sunteți, doar valintați, nu? Dar stați că aici voiam să ajung. Mai sunteți credibili, susținând un inculpat? O să răspund și la asta. Atunci când o să mă gândesc, o să răspund și la asta. Nu este o întrebare ușoară la care se poate da un răspuns ușor sau un răspuns în zefle mea. Chiar iau în serios întrebarea dumneavoastră și să știți că nu o iau numai eu. O ia din ce mai multă lume din partid. Trebuie să cântărim foarte bine dorința firească de a rămâne la guvernare și ceea ce a spus dumneavoastră. O ia toată lumea, domnul Dragnea. E un fel de hora unirii pe luat. Da, noi ne-am obișnuit cu voi luând, nu-i problemă. Luați în serios, luați în glumă, la voi e important să luați. Ce vorbești, parcă vă văd cum stați voi și vă gândiți? O fi bine că susținem un inculpat? N-o fi bine? Sau cum vă gândiți? Pe bune, ce e atât de greu să dați un rezultat? Gândiți încet, hă? Vă fuge mintea la bani cum le fuge copiilor la jocuri pe calculator. Amuzant la întrebarea asta este că reporterul întreabă pe unul deja condamnat la închisoare, cu suspendare e drept, dacă se decredibilizează susținând pe unul care a fost trimis în judecată. Genial, nu?